Hai să ne scufundăm în oceanul cu visuri până dimineață, când deșteptătorul ne va ridica la suprafață. Să ne desprindem de realitatea ce ne înconjoară, care mai are puțin și ne omoară. Să atingem infinitul ce pare așa de neatins, ce nu poți face în viață de zi cu zi, faci noaptea în vis. Să ne lăsăm purtați de aripile visului, fără percepții extrasenzoriale, căutând parfumul abisului. Când starea de spirit e într-o stare critică, îmi vine ideea de a realiza odiseea lirică în partea necunoscută a universului, descifrabilă doar într-o stare onirică. Pe aripile visului, străbătând galaxii și constelații, infinitul trezește în mine cele mai nebănuite senzații, ignorând orice formă de rațiune și păstrând doar pura pasiune pentru acest univers în expansiune. Trecând din inconștientul individual în cel universal, contopindu-mă cu acel mare sau mic nimic primordial în procesul de levitație al gândului, în care singura tentație e de a transcede limitele reale ale spațiului și timpului în dimensiuni unde nu există puncte cardinale, unde legile fizice, newtoniene și cuantice nu-și găsesc aplicare, unde nu există puncte de reper sau unități de măsură și nici sentimente ca nesiguranță, teamă sau ură, fără a intra în panică atunci când nu vedem diferența dintre materie și antimaterie, organică și anorganică, iar timpul parcă s-a oprit pentru a putea contempla totul într-o clipă dilatată la infinit. Totul e plin de armonie deplină, în contradicție cu haosul lumii materiale distrugătoare de spiritualitate și puritate divină. Yo, pe aripi.